Ora 16, ne-am întors în direct la Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc mult că ați rămas aici. Este informația ultimelor ore. USR încearcă să depună moțiune de cenzură, dar nu are semnăturile, ci dă un ultimatum PNL-ului. Aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți. 110 semnături așteaptă doamna Lasconi, așa zice, de la Ciucă. Ora trecută, aici la mine, la emisiune, ne-au recunoscut reprezentanții USR că nu au aceste semnături și că nu au vorbit cu celelalte partide politice, inclusiv reprezentanții Forța Dreptei au spus că nu au fost contactați. Așadar, pentru a putea depune aceste semnături, USR-ul are nevoie de semnăturile de la Reper, Forța Dreptei, UDMR, poate minorități, ca să se ajungă la numărul necesar dacă PNL-ul nu ar semna, foarte departe de a se putea întâmpla o astfel de chestiune. De partea cealaltă, Nicolae Ciucă a anunțat aseară, aici în exclusivitate la B1 TV, că se încheie coaliția de guvernare cu PSD, apoi a postat un mesaj, o să-l vedem împreună, în care spune coaliția de guvernare se încheie aici. Astăzi, PSD dă un comunicat de presă prin care cheamă înapoi la masa coaliției PNL-ul și spune că e un joc electoral pueril. Însă, e ședință de urgență la Modrogan, au fost chemați și miniștrii, dar și lideri din țară, spun însă reprezentanții PNL că nu pleacă din guvern miniștrii PNL-ului. Iar premierul Ciolacu spune că, dacă pleacă PNL-ul de la guvernare, își depune mandatul, adică demisionează. O să vorbim și despre tot scandalul de la care a pornit forfota asta de pe scena politică, și anume anularea candidaturii Dianei Șoșoacă, cea care a fost, iată, sancționată și la Parlamentul European, nu mai participă la ședințe, i s-a tăiat din indemnizație. Și foarte interesant, o să vă arătăm din decizia CCR, se dă exemplu o decizie din Rusia referitoare la interzicerea unei candidaturi. O să vorbim mai târziu în emisiune și despre cum s-a blocat legea pensiilor la Camera Deputaților, cu modificările pentru grupe de muncă, pentru persoanele cu dizabilități. Avem foarte multe subiecte, se zice că intrăm și în Schengen săptămâna asta, le dezbatem pe toate, începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această a doua oră, alături de noi, avocatul Florin Constantin Durgheu, mulțumesc foarte mult. Bogdan Glevan, profesor de economie și reprezentant Forța Dreptei, mulțumesc foarte mult. Ni se alătură senatoarea USR Silvia Dinică, mulțumesc mult Silvia. Alături de noi, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, mulțumesc mult domnule Fenechiu. Alături de noi și Florian Bodog, fost ministru al Sănătății și senator al PSD, mulțumesc mult domnule ministru Bodog. Bun, haideți să vedem împreună câteva din declarațiile zilei și apoi începem să comentăm. Hai să vedem mai întâi anunțul USR, un anunț despre o posibilă moțiune de cenzură, căci la acest moment nu există semnăturile, voturile nici atât. Noi la USR am vorbit de fiecare dată despre pericolul pe care îl reprezintă acest partid PSD, născut din rămășițele Partidului Comunist. PSD a distrus economia, acum dorește să distrugă și democrația. Decizia recentă a CCR ne arată că ADN-ul PSD-iștilor este neschimbat, fie că la conducere a fost Iliescu, Năstase, Joană, Dragnea sau Ciolacu. Tocmai de aceea USR lucrează, chiar acum lucrăm la textul moțiunii de cenzură, prin care să dăm jos acest guvern incompetent și corupt. Și un mesaj special pentru foștii noștri parteneri de la PNL. Aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți, de partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Bun, acest ultimatum și cere 110 semnături, doamna Lasconi, de la PNL. Hai să-l vedem pe domnul Ciucă, cel care aseară a spus această coaliție de guvernare se termină aici. A fost o pauză operativă care, în momentul de față, s-a concretizat în a întrerupe orice dialog politic cu Partidul Social Democrat. Rămânem la guvernare, pentru că așa ne-am angajat, este absolut o încetare a dialogului politic. Cu mine nu va mai avea dialog politic. Răspundeți? Nu. Poate vă trimite un mesaj. Îi răspundeți? Nu. Dacă am spus nu, nu înseamnă nu. Există... Dragi români, încă o dată, nu comentez decizia CCR, dar consecințele ultimei decizii. Pun un mare semn de întrebare privind democrația din România. Pentru prima dată în istoria României, o majoritate de 5 judecători, din care 4 numiți de PSD, a decis că cineva
nu poate candida, practic, a fost eliminat la masa verde un adversar politic. Acest lucru mă preocupă pe mine și cred că și pe orice cetățean care vrea ca România să rămână un stat democratic. Nu mă preocupă dacă PSD se bucură de eliminarea unui competitor politic, ci că ar putea face lucruri de neimaginat, pentru că PSD are în ADN-ul său abuzul de putere și comportamentul de partid-stat. Astăzi elimină un candidat, mâine altul. Și s-au întâlnit în mod rogan mai devreme liberalii. Era și Ionuț Troie, purtătorul de cuvânt, care a spus că nu pleacă din guvern PNL-ul. Hai să vedem ce spune ministrul de interne, domnul Predoiu. Ne întâlnim mai des la partid ca să discutăm proiectele din guvern. Cum așa anunța președintele partidului, noi suntem responsabili și ne vedem de treaba noastră fiecare la minister. Bine? Vor decurge mai greu ședințele de guvern acum în noua situație? Asta implică că ați putea să blocați anumite proiecte pe care nu le susțineți? Asta implică că vom adopta totdeauna o poziție concertată cu ce se discută aici la parte. Dar au fost situații în guvern de acest gen în care ați fi putut să vă opuneți sau au venit proiecte peste ordine de zi și în care liberalii, să zicem, noi nu avem ordine suplimentară la guvern și nu a fost vorba de concesie niciodată. Am lucrat responsabil, vom lucra și de acum înainte. Bun, domnule Fenechiu, cum răspunde solicitării USR-ului de a veni cu 110 semnături pentru a susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care faceți parte? Bun, eu sunt învățat cu acest joc de alba-neagră al USR-ului. Eu cred că orice colaborare trebuie să se bazeze pe bună credință și pe respectarea părerilor celui cu care vrei să colaborezi. În momentul în care președintele Ciucă a anunțat că am rupt orice colaborare cu PSD-ul, dar vom rămâne la guvernare pentru a ne asigura că nu se vor săvârși abuzuri, că lucrurile nu rămân sub controlul PSD-ului până în momentul alegerilor, cred că ar fi normal ca USR-ul, partid care clamează că și-ar dori să fie o majoritate dreaptă cu noi, să țină cont de aceste lucruri. Pentru că una peste alta, cred că fiecare partid, și USR-ul, și PNL-ul, și PSD-ul, și UDMR-ul, oricare, cred că au capacitatea de a lua deciziile pe care doresc să le ia și în contextul în care le comunică extrem de transparent și anunță ce vor să facă, este doar o problemă de a accepta și de a ne poziționa în raport de ce spune celălalt partid. Deci cred că respectul este esențial în orice colaborare. Că discutăm de colaborarea cu USR-ul sau discutăm de orice alte colaborări. Vreau să aduc aminte USR-ului că în momentul în care domniile lor au depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului PNL, și poate și aduc aminte, era în august 2021, miniștrii lor nu și-au dat demisia invocând că rămân în guvern pentru a se asigura că PNL-ul nu știe ce nu face. Deci asta a fost declarația USR-ului. Se pare că la 3 ani diferență, USR-ul uită niște lucruri pe care le-a vehiculat și uită că respectul este esențial în orice colaborare. În momentul în care președintele Ciucă a făcut o declarație și a declarat că e ruptă colaborarea cu Partidul Social Democrat, dar că vom rămâne la guvernare și a explicat care sunt motivele, cred că USR-ul ar trebui să nu forțeze nota, să nu ne pună în niște situații pe care să încerce să le exploateze politic împotriva noastră. Pentru că în momentul ăsta jocul serului este foarte simplu. Vor să depună moțiune de cenzură și vor ieși în spațiu public și vor striga cât îi țin bojocii că PNL-ul nu vrea să dărâme guvernul Ciolacu. Da, cam așa. Ceea ce este foarte adevărat. Noi nu ne dorim în momentul de față o cădere de guvern. Pentru bun, hai să vedem. România să fie condusă până la alegeri și după ce cetățenii români își vor spune punctul de vedere, să facem o majoritate de dreapta. Un nou guvern, am înțeles asta. Da. Silvia Dinică, bun, asta faceți? E doar un joc electoral pentru că nu aveți semnăturile, e limpede și nici n-ați vorbit cu alte partide astăzi. Păi, în primul rând, să ne uităm la declarația domnului general Ciucă. Ce ne spune? Că nu mai răspunde la SMS, dar vor face treabă împreună, deci nu mai comunică, dar fac treabă împreună într-un guvern în care deciziile se iau împreună în coaliție și vorbim de proiecte care vizează mai multe ministere, adică nu e decizia unui singur om pe un singur domeniu. Asta pare
pare o glumă. Genul ăsta de declarație care, da, probabil că a fost făcută cu certitudine de către PNL în scop electoral, ca să încerce o delimitare de partenerilor de coaliție de stânga, tocmai pentru că vin alegerile. În condițiile de față, USR a venit cu această propunere, pentru că dacă vrei să te delimitezi de un partener cu care, în care, lângă care nu te mai regăsești, atunci... Da, măi, Silvia, dar jocul politic e frumos dacă e joc politic. Dacă e ca Cacealma, nu mai e, mie nu-mi place. Deci ce vreau să te întreb e următorul lucru. Și am întrebat-o ora trecută și pe cealaltă reprezentantă a USR și o să vă tot întreb până la capăt. Voi doar ați anunțat o intenție de a depune o moțiune de cenzură. Voi nu ați vorbit cu absolut nimeni. Deci voi, în afară de propriile semnături, nu dețineți în acest moment nimic. Adică n-ați vorbit cu Reper, cu Forța Dreptei, cu DMR, care oricum face guvern după alegeri, cu PSD și probabil cu PNL. Dar nu ați vorbit cu minoritățile care tradițional sunt totdeauna lângă PSD, adică nu aveți de unde să obțineți matematic aceste semnături. E doar un joc public, așa, electoral. În acest moment am anunțat într-adevăr intenția de depunere a moțiunii de cenzură. Pașii următori, discuțiile cu formațiunile politice care vor să se alăture în acest demers, sunt în desfășurare. Bun, domnule Bodog, am văzut astăzi un comunicat al PSD prin care se cere revenirea la masa coaliției a PNL-ului, le cere să fie maturi, să termine acest joc puieril. Cum vedeți anunțul domnului Ciucă, prin care spune că s-a încheiat orice dialog, orice coaliție de guvernare, e doar o administrare a țării, înțelegem? Din punctul meu de vedere și după părerea mea, e vorba despre o fractură logică. Practic, Nicolae Ciucă, astăzi când vorbim, din motive strict electorale și absolut egoiste, încearcă să arunce țara într-o instabilitate politică. Practic, anunțul pe care l-a făcut domnia sa aseară, și eram tot cu domnul Fenechiu live și am comentat la cald anunțul domniei sale, rupe oarecum coaliția cu PSD-ul sau anunță ruperea coaliției cu PSD-ul, însă în același timp rămânerea la guvernare riscă să facă foarte mult, foarte mult rău acest anunț și avem suntem în situația extrem de periculoasă să avem o Românie care să nu aibă o majoritate politică aptă să asigure coerența și stabilitatea guvernării, cum a fost cea a coaliției. Și acest lucru, să știți că, mă rog, românii sunt foarte îngrijorați, dar pe lângă faptul că românii sunt foarte îngrijorați cu privire la ceea ce se întâmplă în momentul de față pe scena politică, eu cred că va duce la reducerea ratingului de țară, va schimba percepția investitorilor și eventual... Mă rog, nu-mi doresc asta, dar există și posibilitatea ca unele investiții străine să fie alungate, iar costurile finanțării fără nicio fără nicio scuză, nu există, ar putea să se majoreze și să producă chiar și devalorizarea monedei naționale. Toate. Dar, domnul Bodog, această moțiune de cenzură, cum o vedeți? Pentru că e la adresa PSD-ului, nu e la adresa guvernării. Moțiunea de cenzură este un capriciu al doamnei Lasconi, care dorește să iasă în evidență. Altfel, dacă ar fi fost un gest serios și asumat, ar fi avut loc negocieri cu celelalte partide. Dar și domnia sa, chiar dacă nu are experiență politică și chiar dacă nu cunoaște toate dedesubturile și toate efectele pe care le-ar avea o astfel de decizie, încearcă să își dă seama probabil că o astfel de mișcare ar duce la înmormântarea USR-ului, pentru că românii ar vedea cine sunt cei care încearcă să ducă România într-o direcție. O să vedem românii ce o să facă la vot. Până atunci, Bogdan Glăvan, ora trecută mai era Ionel Dancă de la voi, care a spus că cu noi n-a vorbit nimeni. Voi cum vă poziționați la ambele povești? Că odată e USR-ul cu moțiunea în brațe, apoi e PNL-ul cu ieșitul de la guvernare în brațe. Mă rog, cu ruperea coaliției în brațe, nu cu ieșirea de la guvernare. Așa. Să începem cu PNL-ul. Vedeți, așa pot să zic și eu, că sunt în greva foamei, între prânz și cină. Au mai fost cină. Și alții, da. Da, suntem în greva foamei și mâine la fel, pentru că nu se mai poate, trebuie să protestăm. Evident, este ceva ridicol. Nu poți să spui că rup guvernarea, dar să rămâi la guvernare. Trebuie să te hotărăști.
Acum, și desigur, mai ales, nu poți să minți că dacă rupi guvernarea, rămâne PSD-ul la guvernare. Pentru că PSD-ul nu rămâne la guvernare dacă rupi guvernarea. Vii, depui moțiune de cenzură și guvernul pică. De fapt, o să pice și mai repede, vă dau un scris, fac pariu cu dumneavoastră, pentru că domnul Ciolacu a și anunțat, de fapt, că își demisionează. Dacă este PNL-ul. PNL-ul moțiune de cenzură. Da. Exact. Deci nu va rămâne PSD-ul la guvernare, asta e o dezinformare. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, ea trebuie semnată de o pătrime din numărul parlamentarilor. Când ești un partid mic, da, care nu ai semnăturile suficiente, atunci trebuie să intenționezi să faci un demers de genul ăsta, trebuie să te aduni, să te organizezi împreună cu alții similari ție sau mai mari și să depui, să faci împreună un asemenea demers. Acest lucru nu s-a întâmplat, aflând de la televizor, cum am aflat și alte lucruri de la televizor, și rămâne de văzut. După părerea mea, nu vom ajunge la acea finalitate, deși ar fi în interesul României ca acest guvern și trebuia să pice și PNL-ul să iasă de la guvernare de multă vreme, nu acum cu o lună jumate înainte de alegeri. Adică deja totul este devine un circ. Totul este un circ. Nu devine, e deja Florin Constantin Durghe. Eu ca ce alma jocul ăsta și cu o moțiune de cenzură, care e o chestie neserioasă de obicei, nu când vrei să dai jos un guvern, dacă vrei să-l dai așa, nu știu, că și eu pot să zic că vreau. Da. Și tot la Iohannis ar întoarce, asta mi se pare cel mai mult. Ioana, ai sesizat foarte bine. Cei de la USR spun asta, când suntem un partid mic, și la întrebarea ta, reprezentanta USR a răspuns, da, încercăm, dar foarte, nu timid, foarte nehotărât, adică a confirmat ceea ce ai spus tu, în sensul că fac, e doar un joc de imagine. Domnul Ciucă este cel mai tare. Ne confirmă, nu vine să acrediteze pentru prima dată, ne confirmă faptul că se poate să ataci retrăgându-te. Deci asta face domnul Ciucă, atacă retrăgându-se. Mă retrag de la guvernare, dar ce să vezi, rămân acolo ca voi să nu furați. Păi este incredibil. Cine voi? Cei cu care până acum ai fost în alianță? Cei cu care ai făcut pact și ai dat totul peste cap, nu mai existau alegeri decât două partide care trebuiau să guverneze încă 10 ani de acum încolo pentru bunăstarea, prosperitatea țării, stabilitate și toate celelalte. Deci, din punctul meu de vedere, simplu alegător este luat în derâdere, chiar nu contează. Ei își văd, în politică e clar, există doar interese fără exista principii. Motiv pentru care a călcat pe cadavre este așa de simplu și la ordinea. Abia aștept să văd opiniile despre decizia CCR-ului, dar până acolo vreau să vă arăt cum s-au întâlnit mai devreme. Pentru prima dată o să spun ceva la tine. Imediat venim și le arătăm. Imediat, dar până atunci vreau să vedem imagini din biroul domnului Ciucă. S-au întâlnit de urgență, am înțeles noi liberalii, dar după aceea ni s-a spus că e o întâlnire tehnică, așa se întâlnesc ei de obicei. Acestea sunt imaginile și sunt și foarte mulți dintre miniștri acolo, pentru că le-ați văzut și pe Alina Gorghiu și pe Raluca Turcan și domnul Fechet, doamna Deca de la Educație, feblețea mea, domnul Veștea de la Dezvoltare, dar asta aproape toți miniștrii. Acolo a fost domnul Predoiu, cum vă spuneam. Bun, avem însă, hai să arătăm un pic din comunicatul PSD-ului pe final, pentru că mi se pare foarte interesant acest apel la întoarcerea la masă. Anunțul USR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului arată fundătura la care duce acest joc electoral pueril. PNL ar putea fi pus în postura de a-și sancționa proprii miniștri printr-un vot în Parlament și de a provoca un blocaj total în funcționarea României. Singura cale de ieșire în această situație e ca PNL să revină la masa coaliției și se comporte responsabil. Domnule Bodoc, ce înseamnă o revenire la masa coaliției? Înseamnă a continua guvernarea, practic. Nu există guvernare fără coaliție, nu există bună colaborare fără a avea discuții cu privire la proiectele pe care le avem pe masă și cu privire la proiectele care urmează să fie aprobate, unele să fie aprobate în guvern, altele să fie aprobate în Parlament. Și cred că astăzi când vorbim, România au nevoie de stabilitate. Există viață și după alegeri și eu cred că România are nevoie de lideri adevărați, nu de oameni care să fie însetați de funcții și de putere, nu de oameni care din calcule electorale
să arunce în țară economia, situația politică, absolut tot ceea ce înseamnă stabilitatea în România. Da, nu că economia n-ar fi deja în aer, dar Daniel Fenechiu vă face acest apel PSD-ul să reveniți la masa discuțiilor, pentru că noi din spațiu public am înțeles, inclusiv de la domnul Ciucă, faptul că cei doi lideri ai coaliției nici măcar nu mai discută între ei. Ce înseamnă această revenire la masa coaliției? Sau că, văd că nici cu ceilalți nu sunteți, dar nici la masa coaliției nu mai sunteți. Adică cum este inexact, chiar dacă între domnul Ciucă și domnul Ciolacu comunicarea în momentul de față suferă, la nivelul Partidului Național Liberal există o echipă tehnică coordonată de secretarul general Lucian Bode, din care face parte Florin Roman și ministrii din cabinet, care discută cu PSD-ul toate problemele legate de guvernare. Deci nu există o lipsă sau o barieră de comunicare. PNL e reprezentat de secretarul general și de echipa de miniștri care au mandat de la partid să rezolve toate problemele necesare funcționării guvernului. Dar stați un pic, domnul Fenechiu, rulează pe post o postare a lui Grindeanu, dă un pic mai sus, îi rog pe colegii mei să o dăm bun. Din toată ciorba de expresii, înțelegem că domnul Nicolae Ciucă nu pleacă din bucătărie, ci doar se dă un pas mai aproape de oala cu fasole să o păzească în pofida loviturii de polonic pe care și-o dă peste ideile proclamate până de curând despre această coaliție politică. Domnul Ciucă uită că are obligația să asigure stabilitatea României. Crizele de personalitate provocate de foamea de procente nu trebuie să afecteze viața românilor, domnul Fenechiu. Nu o să comentez postările gastronomice ale domnului Grindeanu. Cu siguranță nu e un bucătar foarte bun. Eu care găsesc în timpul liber, vreau să spun că nu mă cuceresc metaforele domniei sale gastronomice. Cred că treaba domniei sale e să facă autostrăzi, să se ocupe de zboruri, să se ocupe de transporturi, să se ocupe de ce are de făcut și mai puțin să comenteze ce face președintele Ciucă. În momentul când a terminat de construit autostrăzi, îl ascultăm să ne dea și consultanță. Și noi ne bucurăm de asta. Bine, foarte scurt, Silvia Dinică, și totuși ce faceți voi mai departe? Că aici e întrebarea, dacă a fost astăzi doar așa o fumigenă electorală sau chiar o să încercați să obțineți semnăturile? Mai cu seamă că ăștia de la AUR zic că ei votează, adică s-ar putea să alerge după voi cu semnăturile pe care voi nu o să le luați evident de la AUR, adică v-ați băga poate într-o capcană, mă gândesc eu așa cu ochiul meu, ce mai știu și o politică. Să vă fugărească. În primul rând, haideți să vedem care este răspunsul din partea Partidului Național Liberal în cadrul conferinței de presă de astăzi. Elena Lasconi a adresat această întrebare Partidului Național Liberal, la care așteaptă răspuns. Tocmai pentru că, așa cum spuneam, când vii și faci în prime time o astfel de declarație că nu mai te desparți de partenerul cu care ai făcut coaliție în ultimii 3 ani, trebuie să fie mai mult decât ceva declarativ. Problema declarațiilor nu este în acest moment la USR, ci este cea legată de declarația pe care a făcut-o președintele PNL. Tocmai pentru că... Iartă-mă, Silvia, domnule, există femeile astea, iartă-mă un pic, nu vreau să arată la televizor, deci există, i-a trimis cineva, domnule, există astea cu feminismul lor, că dacă n-ar fi feministele, ar fi mai multe femei în general în orice funcții publice, dar sunt ele feministele pe care ele au luptele astea ale lor cu ceva, nu știm. Au să ajung să o apăr și pe Lasconi, deci ceva rău. S-au revoltat de la declarația lui Lasconi, aia cu curaj, onestitate, domne, PNL-ul, hai cu noi, semnați aici. Și că a zis doamna Lasconi că acest comportament de femei amante, mă rog, care știu că sunt înșelate, care și au câte o smetie peste ceafă, dar rămân în relație, adică la guvernare pentru bani și privilegii. Nu, și acum sunt supărate pe aceste declarații sexiste care normalizează violența împotriva femeii. Doamne Dumnezeule, doamne, măi nene, deci e ceva, nu știu, dacă vrei să zici ceva despre asta, Silvia, dacă nu, hai să trecem la șoșoacă, că uite așa am înnebunit cu toți în țara asta. Deci de unde s-au luat până unde s-a ajuns, da, ce a vrut doamna, ce a vrut autoarea, ce a vrut poeta să zică? La conferința azi. Remarca Elenei a fost cea legată de decizia la nivel declarativ a PNL-ului, care practic ne spune că nu mai colaborează cu PSD-ul, dar în același timp va contribui la deciziile pe care le ia PNL-ul în guvern. Deci da, va gira măsurile pe care le propune PSD, doar că momentan pare
pare să par să ne spună că de fapt nu mai stau de vorbă. E o relație toxică. Sfatul experților este să părăsească această relație toxică în care se află. Da, hai să mergem la doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a fost aseară ajuns la Strasburg cu bine. Vreau să vă informez pe această cale. Domnul Iohannis s-a întors cu bine de la Paris, adică ei zboară invers, nu se întâlnesc drumurile lor niciodată. Și când a ajuns ea acolo la Strasburg, la plenara Parlamentului European, a zis să le spună și lor ce a pățit. Și a zis, până când i-au tăiat iar microfonul, oricum este, că ea crede că vorbește ca în România, 8 minute, au și penalizat-o, i-au tăiat indemnizație și n-are voie nici la ședințe vreo 7 zile. Hai să vedem cum s-a plâns, a zis, oricum a zis că au făcut-o erou național martir. Ce cam da, hai să vedem. Vreau să vă aduc la cunoștință un caz extrem de grav care se întâmplă de 3 zile în România. Sunt președinta partidului SOS România și conform sondajelor reale dețineam primul loc pentru președinția României, care va avea loc pe 24 noiembrie. Curtea Constituțională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României, nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza deși sunt în proces cu acel polițist, pentru că am făcut declarații politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituția României și articolul 9 și 10 CEDO, prin care declarațiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnați pentru așa ceva. Nu am fost judecată, nu am fost citată, am avut dreptul la apărare și am fost judecată pe articole din ziar. Așa. Până vă arătăm și decizia CCR, Bogdan Glăvan, toată lumea s-a îngrămădit să adune voturile lui Șoșoacă, i-a spus că s-a sfârșit și cu statul de drept și cu lumea și cu toate. Cum vezi? Da. Este sinistru că în încercarea de a face un pic de curățenie pe scena politică, dacă a fost cumva o încercare onestă asta, s-a ajuns să se victimizeze o persoană de cărei vederi ar trebui să stea îngropată la 20 de metri sub pământ și să nu mai răzbată nimic la suprafață niciodată. Discursul, nu altceva. Discursul, bineînțeles. Da. Da, vederile ei, politice. Deci, practic, avem o decizie atât de antidemocratică, sancționată de, am văzut, 20 de ONG-uri, practic întreg spectrul politic, nenumărați juriști, președinții ai... Foști președinții ai CCR, membrii da? CSM. Prin care, bună oară, vedem dacă cineva dorește mâine să schimbe forma de guvernământ, să fie monarhie, nu poate să facă chestia asta. Da, este, va fi sancționat, nu va putea ca la președinție, fiindcă va fi considerat că urmărește să-l aducă pe nu știu ce rege sau să fie rege pe viitor. Deci este o aberație. Și ce e cel mai rău este că nu este exclus, după părerea mea, poate domnul avocat să explice, nu este exclus ca cetățenii României, noi toți, să plătim la un moment dat, da? Deci să plătim eventuale despăgubiri dacă doamna Șoșoacă se va îndrepta împotriva statului român, își va cere niște daune și noi să plătim pentru această prostie. Sigur că este sinistru și consecința politică, anume că pentru un asemenea demers a ajuns să cultive extremismul, la fel cum s-a mai întâmplat în trecut, la toate politicile economice stupide. Măsurile din trecut care au cultivat extremismul, la fel și măsura asta, cultivă extremismul și o să ajungem ca la alegeri. Asta este un risc, părerea mea. Să avem cetățeni frustrați, votanți frustrați și furioși, care vor vota mai abitiri. Păi acum ce ar însemna? De ce nu să scoate în afara legii partidul doamnei Șoșoacă? Adică pe doamna Șoșoacă o scoatem, partidul nu. Vedeți, suntem într-o asemenea criză, da? Într-o asemenea criză făcută de cine, în fond? Că aici este problema dureroasă. De oameni numiți de PSD, de oameni numiți de clasa politică actuală, de plagiatori, de colaboratori ai securității, că asta avem la CCR. Și acești oameni au creat un marasm. Știți cum este vorba aia populară? Un prost sau un nebun aruncă o piatră în lac și pe urmă o să de înțelegi nu poate să o scoată. Bravo! S-o scoată. Hai să vedem din decizia CCR, Sabin, ca să luăm, să discutăm serios acum cu avocatul. Să arătăm, am scos câteva chestiuni de acolo care mi s-au părut foarte importante. De ce nu au lăsat să candideze, da?
Stăm un pic și burtiera jos sau dați un pic mai jos. Bun. Obligația de a respecta Constituția nu trebuie judecată în funcție de momentul temporal al depunerii jurământului. Deci s-au referit foarte mult la depunerea jurământului pentru președinte, da? Act cu o încărcătură solemnă unică, așadar, de la momentul în care persoana intră în exercițiul mandatului, ci dintr-o dublă perspectivă temporală și valorică, atunci când aceasta vizează funcția de președinte al României, funcția supremă în stat. Hai să mai dăm. Cam mai extras eu câteva. Conduita de apărare a democrației este, de asemenea, o condiție pentru a putea candida la funcția de președinte al României. Ca atare, chiar dacă jurământul de credință se depune de către candidatul câștigător al alegerilor, elementele cuprinse în jurământul de credință sunt condiții de eligibilitate și de fond pentru a candida la funcția de președinte al României, pe care candidatul trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii candidaturii sale. Examinarea acestor condiții poate fi realizată numai de Curtea Constituțională. Hai să mai arătăm un pic. Și vin imediat la tine. Prin urmare, revine în mod exclusiv Curții Constituționale competența de a verifica dacă în exercitarea dreptului politic de a fi ales în funcția de președinte al României, candidatura îndeplinește toate condițiile rezultate din Constituție, având în vedere că în prezenta cauză se contestă de către autorul sesizării neîndeplinirea unor astfel de condiții de eligibilitate. Curtea, în limitele sesizării sale, urmează să le examineze astfel pentru a determina dacă doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă îndeplinește condiții de eligibilitate de natură constituțională referitoare la respectarea Constituției și a democrației. Florin Constantin Durgheu. Mai înainte, și chiar știi că nu e niciun trucaș când am vorbit înainte, mai înainte ți-am zis că o să spun pentru prima dată la tine în emisiune ceva. Te rog. Cu ce ai început? Exact cu punctul 43. Când am auzit de acel punct al deciziei, acea motivare nu venea a crede. Și din cauza acestui punct ar trebui introdus în Constituția României și până acum avem principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale mai favorabile. Da. Ar trebui introdus și principiul neretroactivității jurământului. Pentru că onor... Mai dă o dată prima onor, pagină. 43.43. Da. Onor judecătorii de la CCR-CEI 5... Spun că nu trebuie jurământul, adică cel care dorește să devină președintele României, nu trebuie doar să jure că de acum, de la momentul alegerii încolo, va respecta Constituția, legile și toate celelalte, ci trebuie să se comporte ca atare și înainte. Adică vorbim de Iartă-mă, vreau să întreb ceva. Pentru că jurământ depune și un ministru, și un premier. Dar când? Din momentul care intri în funcție? Păi nu poate cineva să conteste și candidatura unui parlamentar pe același principiu la CCR? În primul rând, jură. Diana Șoșoacă a fost exclusă de ce? A fost văzută la recepția ambasadei Rusiei. Da. Atenție, și mulți juriști au sărit care probabil n-ar fi votat vreodată pe Diana Șoșoacă sau care nu o plac, dar în afară de un fost membru al Curții Constituționale, toți juriștii decenți au înfierat această decizie, care este stupidă. Și cum să sancționezi un candidat la președinția României pe motiv că a fost la recepția unei ambasade care, atenție, funcționează legal în România. Ambasadorul Rusiei a fost acreditat la București. Bun, da. Avem relații. Nu. Avem relații cu Rusia. Doi. Cum să sancționezi un candidat la președinție pe motiv că ar fi avut ca discurs ceva împotriva Uniunii Europene sau NATO? Norocul britanicilor, că n-au Curtea Constituțională. În Marea Britanie s-a votat împotriva Uniunii Europene și s-a ieșit din Uniunea Europeană. Am avut Brexitul. Dacă și ei ar fi avut o curte constituțională, ce s-ar fi întâmplat? Lăsând aceste aspecte la o parte, spun un singur lucru. Decizia de ieri a CCR-ului este o palmă pe obrazul democrației din România. Curtea Constituțională trebuie să judece, trebuie să evalueze în ce măsură o dispoziție legală intră în contradicție, în coliziune cu dispozițiile legii fundamentale ale Constituției. Curtea Constituțională nu face parte din puterea judecătorească în sensul că nu judecă persoane, nu judecă individ, nu judecă faptă. Pentru că în orice altă situație, când se judecă un individ, o faptă, o persoană, acea persoană are dreptul. Nu o să te mai întreb ceva. Are dreptul la apărare, ceea ce aici nu s-a întâmplat. Dacă se duce la CEDO, ce se întâmplă? I s-a încălcat dreptul. Laura Codruța Căveș. Da, e aceeași problemă. Doar o dată. Deci, plătim despăgubiri.
Cu siguranță, cu siguranță. Dar, dar merg pe principiu mai. Deci plătim despăgubiri, cum a spus și Bogdan. Dar vreau să te mai întreb ceva. Dacă CEDO spune că i s-a încălcat dreptul și că, în mod normal, nu ar fi trebuit să i se anuleze candidatura, putem să anulăm alegerile din România la un moment dat? Foarte bună întrebare și răspunsul este da. Și știi de ce? La CEDO nu judecă, nu dreptate. Și ca să înțeleagă toată lumea, în dosare penale. Oamenii condamnați, mulți condamnați, au ajuns la CEDO, s-a judecat mai târziu. CEDO nu dă dreptate, nu spune că ești vinovat, nevinovat sau dacă te găsești... Spune că statul român... ți-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Și cu hotărârea de la CEDO au venit oamenii și s-a reluat procedura judiciară. Fostul primar de la Vâlcea, condamnat, executată pedeapsa... Gutău, da. I s-a constatat încălcarea dreptului, s-a rejudecat și a fost achitat. Atunci, de ce n-am avea aceeași situație inclusiv aici? Pentru că, în mod clar, un competitor a fost scos în mod nelegal. A fost un derapaj. Dă-mă o întrebare. Hotărârea, decizia CCR, este profund neconstituțională. Dar este definitivă. Cum? Noi suntem acum într-un mare impas. Nimeni nu poate schimba, modifica, anula... pentru neconstituționalitate, vădită neconstituționalitate, o decizie a CCR-ului. Da, este... bun, asta era întotdeauna așa. Dar Daniel Fenechiu, sunteți jurist la bază, da? Nu știu, pe ce am discutat acum? E clar că asta, toată lumea a fost de acord că a fost un derapaj. Pe ce am discutat acum? Dacă se duce la CEDO, dacă se, nu știu, se poate ajunge chiar la anularea alegerilor? Nu se poate ajunge la nicio anulare de alegeri, pentru că CEDO se pronunță pe echitatea unui proces, nu pe altceva. De ce doar putea eventual să constate că curtea și-a depășit competențele. Nu va afecta procesul electoral, dar pur și simplu va fi pe de o parte un semnal, pe de altă parte va fi avut în vedere pe viitor. Va fi sancționat de rapajul de către Curtea Europeană. Dar nu există riscul... Bun, dar decizia asta ne rămâne nouă aici acasă. Cu ce consecințe mai târziu pentru... politicieni, pentru partide, chiar pentru cetățeanul simplu. O consecință foarte neplăcută, care pe de o parte se traduce prin faptul că se poate, curtea poate face ce vrea ea, chiar încălcându-și propria jurisprudență, depășindu-și-o, depășind cadrul legal. Ăsta este singurul risc major. Deci, care are ca și consecință încălcarea dreptului de a candida al unui candidat? Nu contează că ne place sau nu ne place Diana Șoșoacă, ci contează faptul că i-a fost încălcat dreptul, urmarea unei depășiri de toate. Da, bine. Domnule Bodoc, sunteți acuzați la PSD de toată lumea. PNT-ul pentru. Ce anume? Ei votează în Parlament. Ah, bine. Florian Bodoc, ați fost acuzați de toată lumea, adică mă refer aici inclusiv de partenerii noastre de guvernare, nu doar de opoziție sau de spațiu public de oameni, că sunteți artizanii acestei operațiuni de la CCR, pe care eu o numesc o operațiune specială electorală, ca să mă exprim într-un termen pe care îl înțelege doamna Șoșoacă. Așa că de asta sunteți artizanii, dar eu văd un val care s-a întors împotriva PSD-ului, cumva. Această afirmație este total nefondată și extrem de periculoasă, pentru că, așa cum știm, judecătorii de la CCR nu sunt oameni politici și nici nu au comandă politică. CCR-ul este independent. De altfel, la momentul la care a apărut decizia CCR-ului, fără motivare, președintele partidului a și ieșit și a spus că așteaptă motivarea, iar în situația în care această motivare nu va avea consistență și nu și va ridica controverse cu privire la invalidarea candidaturii doamnei Șoșoacă, nota bene, doamna Șoșoacă, știm cu subiect și predicat cine este și ce factură de om politic, ea dânsă este o extremistă, antisemită, promovează anarhia, manifestări antidemocratice pro-Rusia, dar trecând peste asta, orice persoană în România care nu are interdicția de a candida, interdicție legală, poate să candideze la orice poziție în stat. Și atunci,
Practic, s-a anunțat faptul că se va gândi o reformă pe zona constituțională. Eu nu voi comenta decizia Curții Constituționale. Comenta decizia Curții Constituționale, însă gândim un proiect care se interpună între Biroul Electoral și CCR, în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că credem că poate exista un complex specializat al Înaltei Curți care să asigure dreptul fundamental la apărarea celor care se consideră prejudiciați în fața unei... Bun, scurt, te rog. Cu tot respectul, domnule senator Bodog, am o întrebare. Cum puteți spune că CCR nu este politic, membrii CCR nu sunt numiți politic, atât timp când Curtea Constituțională este un organ politico-jurisdicțional și din cei 9 membri ai curții, 3 sunt numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat, 3 de președintele României și 4 din 5 judecători sunt filieră PSD. Asta e, dar s-a referit probabil că n-au numit la propunerea PSD. Cum se poate spune că nu sunt scurt, vă rog. În regim? Numirile sunt făcute în funcție de ponderea partidelor în Parlament. Și persoanele respective nu sunt persoane politice, nu au apartenență politică, iar dacă au fost numite și înainte, au fost membri de partid, dar se vedea doamna senator Schintei, domnia sa și-a dat demisia. Cred că și Enache și alții. Da. Bine, Silvia Dinică, voi cum vă raportați la tot ce s-a întâmplat? Această decizie a CCR este un abuz, pentru că suntem la situația în care CCR a luat aceste decizii pe baza declarațiilor publice și vedem că invocă în motivare acest jurământ retroactiv. Deci vorbim de un candidat la prezidențiale care nu e președinte, dar trebuie să respecte jurământul de președinte chiar dacă nu l-a depus. Până la urmă, dacă lucrurile erau atât de grave, pentru că cel puțin pe noi ne despart foarte multe de doamna Șoșoacă, atunci parchetul trebuia să se autosesizeze. Pentru că, până la urmă, ceea ce invocă CCR ține, de fapt, de competenția parchetelor din România, că de-aia avem justiție și ne luptăm să fie una corectă și independent. Da, cred că toată lumea trebuie să oprească din vria asta cu adunatul voturilor de la Șoșoacă. E un alt electorat acolo, n-are nimeni cum să ia voturile. Hai să mai vedem ce se întâmplă în decizia asta a CCR-ului. Vreau neapărat să mai arătăm o chestiune, pentru că este o referire la Federația Rusă acolo. Hai să o arătăm, vă rog, dacă se poate și vedea. Nu mai dați burtiera, dar dați un pic mai sus, vă rog frumos, ca să vedem și noi, da? Atâta s-a putut. Bine, deci este o referire la o cauză pronunțată și a CEDO, da, dintr-o speță din Rusia. Deci așa a putut Curtea Constituțională a României să motiveze această hotărâre cu Rusia. Pe final, foarte puține minute, săptămâna asta ni se spune că o să intrăm în Schengen, Bogdan Glăvan, că se e pus din nou pe ordinea de zi din jai, că ungurii ne susțin, dar n-am aflat dacă austriecii ne susțin. Din câte știm, în Austria, rezultatul alegerilor, după care ne stăteam noi aici și făceam 13-14, că nu știam cine o să câștige acolo și de asta ne grăbeam așa, sau este contrar, este negativ pentru noi, pentru că o importanță din ce în ce mai mare o are un partid încă mai radical contra străinilor și contra aderării României la Schengen. Așa că eu nu mă aștept să se întâmple vreo minune. Sigur că rămânem în continuare cetățeni de rangul 2 ai Uniunii Europene. Sigur că da, asta este. Și văd că a dispărut cumva această prioritate, că în urmă cu 2 ani de zile, cu un an de zile, domnul Ciolacu, de exemplu, domnul Ciucă, pardon, și domnul Ciolacu, nu mai puteau, trepidau, nu mai rezistau, erau ținuți în tensiune de lipsa unei decizii în privința Schengen. Și acum văd că toată lumea e liniștită, așteptăm... Pe 10 octombrie ședința, domnule Bodog, ne bazăm pe ceva? A existat o discuție sau ne umilesc din nou acolo? Pentru că eu sunt dintre cei care consideră că prima dată a fost o eroare să fim acolo pe ordinea de zi ca să fim umiliți. Părerea mea este că românii sunt membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene și trebuie să fie
să aibă și acest drept de circulație liberă în spațiul Schengen. Deci România trebuie să intre în Schengen. Toate demersurile diplomatice și politice, atât ale guvernului, cât și ale ministerului de externe și ale europarlamentarilor noștri și, mă rog, acolo unde au fost misiuni parlamentare și ale parlamentarilor români, sunt duse în această direcție și ne dorim ca de această dată să primeze argumentele și nu neapărat pozițiile oarecum ciudate ale unor state. Da, nu-mi dau seama ce s-a schimbat, domnule Fenechiu, că austriecii nu cred că și-au schimbat poziționarea nici față de noi, nici față de Bulgaria, nu știu, Olanda față de Bulgaria. Nu știu, informațiile care le avem sunt legate de faptul că Austria nu va opune nicio opoziție. Practic, ședința de azi, de acum a Jaiului, nu va face decât o declarație de principiu. Discutarea admiterii României în Schengen este programată să aibă loc în luna decembrie. Deci ar trebui să primim un răspuns favorabil, Silvia Dinică. Înseamnă că acesta este un succes mai degrabă al președinției ungare, nu? Ar trebui să primim un răspuns favorabil și ar trebui ca oficialii noștri să comunice până la urmă și să ne spună cum duc lupta asta, pentru că este aceeași opacitate pe care am văzut-o și până acum. Am mai văzut declarații în care ne lăudam că o să se intre în Schengen și că gata, problema e rezolvată, și n-am văzut-o întâmplându-se. Deci timiditatea asta în comunicarea pe subiect nu face decât să ridice semne de întrebare în privința garanțiilor pe care le avem și în privința muncii pe care o face guvernul. Da, eu am o opinie și opinia mea e că dacă intrăm în Schengen e doar pentru că au nevoie să fim în Schengen pentru chestiuni care țin de Ucraina. Noi în niciun caz suntem cetățeni de prim rang ai Uniunii Europene. Ar trebui să fim. Din cauza atitudinii noastre slugarnice, întotdeauna, nu de cele mai multe ori, suntem tratați exact așa ar trebui să fim, dar din cauza atitudinii noastre, suntem tratați așa cum le permitem. Adică de mâna a doua spre a treia. Iar dacă vom intra acum în Schengen, Victor Orban a spus, unul dintre obiectivele mandatului său va fi ca România să intre în Schengen. Și bineînțeles, de ce? Au interes. Asta ar fi culmea, ca așa? Victor Orban să-și asume această victorie. Dar nu trebuie să-și o asume. Dar cred că o să-și o asume până la urmă. O să-și o asume. Sunt voturi de luat și aici în Ardeal, nu? Și de Fidezului, da, și ei de au nevoie, de au nevoie. Toată lumea are nevoie de România. Mulțumesc mult invitațiilor. Pauza de publicitate vine peste noi și imediat finalul de oră. Legea pensiilor blocată la Camera Deputaților, este vorba de modificările aduse legii care au trecut de Senat, însă au fost blocate pe procedură de urgență la Camera Deputaților. S-a cerut în mod excepțional pentru această lege să ia avize de la mai multe comisii decât ea în mod normal orice altă lege. Ce se întâmplă însă cu aceste modificări, când ar putea să intre în vigoare? Ce se întâmplă și cu deciziile de recalculare, cele care nu au ajuns la pensionari? Discutăm imediat de la fix, când o să vă arătăm și ceva foarte simpatic. Domnul Ciuc ar pune-o pe Elena Lasconi premier. Ne întoarcem.